Oleg Melniciuc, primul judecător din Moldova, condamnat la închisoarea pentru îmbogățire ilicită și false în acte publice, nu va fi cercetat penal pentru hărțuire sexuală. Decizia a fost luată de membrii CSM, care au respins sesizarea procurorului general interimar de a permite inițierea urmăririi penale pe numele magistratului. Ședința s-a desfășurat cu ușile închise. Melniciuc susține că decizia Consiliului Superior al Magistraturii este una absolut legală și susține că în acest dosar nu există probe. Anume, asta este problema, că nu sunt probe. În afară de declarația persoanei, absolut nu este nicio probă. Nu, în spatele acestei chestiuni sunt sau răzbunarea unor persoane sau, eu știu, alt interes. Nu pot spune acum la moment, pentru că chiar nu cunosc. Președintele interimar al CSM, Dorel Musteață, ne-a spus că nu poate să se expună pe acest caz. Procuratura Generală anunță că va contesta decizia CSM la Curtea de Apel Chișinău. La mijlocul lunii, Oleg Melniciuc a fost acuzat de hărțuire sexuală de o studentă. Tânăra își face studiile la un colegiu din capitală. Plângerea a fost depusă la Procuratura Generală și la CSM de directorul instituției de învățământ. La rândul său, Melniciuc spune că fata și-a făcut stagiul de practică la el și a activat în calitate de grefieră. Magistratul respinge acuzațiile de hărțuire sexuală și spune că doar a băut cafea cu acea tânără la el în birou de câteva ori. Oleg Melniciuc a fost suspendat din funcție de CSM după ce a fost condamnat în prima instanță la 7 ani de închisoare cu executarea pentru îmbogățire ilicită și falsă în acte publice. Sentința a fost pronunțată în 2021 de judecătoria Neninoi. Decizia a fost atacată la Curtea de Apel, iar hotărârea va fi pronunțată în iulie.